Elevii de clasa 8 au susținut prima probă la limba și literatura română în cadrul sesiunii de simulare a examenului de evaluare națională. Subiectele au fost după modelul testelor PISA sub forma unei broșuri. Elevii au avut la dispoziție două ore să completeze răspunsurile. Unul dintre subiecte a fost o caracterizare a personajului domnul Preda din textul lui Cezar Petrescu în 150 de cuvinte care să urmărească o serie de elemente indicate. Mâine 5 aprilie va fi testarea la matematică, iar pe 6 aprilie elevii de clasa 8 -a vor susține simularea la limba maternă. Afișarea Rezultatelor se va face pe 14 aprilie. Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de elevii interesați. Evaluarea națională va începe pe 14 iunie. Prima probă scrisă va fi la limba și literatura română.